Echipa feminină de tenis de masă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș a promovat în divizia. Jucătoarele pregătite de antrenorul Viorel Sterea au învins în dublă manșă CSM Râmnicu Sărat, scor 3-0, respectiv 3-1. Echipa clubului CSM Mediaș a fost formată din Madalina Moga, Beatrice Hila, Gabriela Herciu și Mara Moca. Barajul de promovare în divizia s-a desfășurat în municipiul Mediaș. Scorul nu prea reflectă. Meciul a fost foarte disputat. 3-1 și 3-0 asta arată ca și cum am câștigat detașat din punct de vedere al scorului, da, dar meciurile au fost foarte disputate. Am jucat cu o echipă de la Râmnicu Sărat, cu două senioare care au fost jucătoare de Superliga, contra fetelor noastre care sunt micute ca vârstă, dar au reușit prin pregătire, între faptul că noi ne antrenăm mai mult decât ele, să avem victoria asta frumoasă. Și calificarea, promovarea în divizia, dar de greu de-abia acum începe, pentru că nivelul divizia este mult peste nivelul diviziei de, dar în pregătire sperăm să facem față anul următor. În principiu suntem bucuroși că am câștigat și am promovat, fetele au evoluat bine și asta e cel mai important.